Salutare, dragilor! Bine v-am regăsit la Hearts of Iron 4. Am decis să facem un mic clip doar pentru a demonstra una dintre teorii. Teoria este ceva de genul: dacă luăm o țară, o cucerim, dacă să-i dăm puppets sau să o luăm în integral ca și teritoriu, să-l anexăm. Ce se întâmplă dacă o facem puppet? Ce se întâmplă dacă o facem, dacă o anexăm ca și teritoriu? E bine, au fost câteva dezbateri pe acest subiect. Drept urmare, avem un exemplu nu mai bun cu această Albania pe care putem să-l testăm. Avem război deja cu Albania și război care îl vom rezolva rapid. Punem un offensive line aici rapid, dăm attack. Cred că una dintre divizii chiar putem să o trimitem direct către Tirana. În prezent avem non-core population undeva la 12 milioane 98. Ceea ce încerc să zic este că dacă transformăm o țară în puppet, noi vom putea folosi manpower-ul, nu putem să folosim noi personal, cel mult putem să folosim diviziile pe care acestea le trăinuiesc, dar vor fi evident pe un alt template decât ceea ce avem noi. Am prezent deja, am cucerit țara, se vede că a crescut manpower-ul de la 12 milioane 98 la 15,2 milioane. Acum, în curând, va face și partea de tratatul de pace, va urma imediat. Durează un pic mai mult, doar pentru simplu fapt că am făcut foarte repede capitularea Albaniei. Și acum avem cele două opțiuni. Evident că dacă facem puppet, avem opțiunea de a genera wall tension 1,14%. Take all states este cealaltă variantă, prin care am anexat teritoriul. Ei bine, vom merge pe varianta de puppet. Există varianta și change of government, prin care doar îi schimbăm forma de guvernământ, dar nu o facem marionetă. Nu există mare avantaje din asta, pentru că oricum puppet-ul îi schimbă forma de guvernământ. Deci vom merge pe varianta de puppet, doar ca să arătăm ceea ce vrem să facem. Am făcut o puppet, am dat ban. Albania și-a schimbat forma de guvernământ, a devenit islamică. Implicit acest lucru este făcut prin puppet. Acum putem să le influențăm politica, putem să le facem inclusiv request forces, dar evident vor fi pe un template generat de către aceștia și în baza tehnologiilor pe care aceștia le-au studiat. Putem să le facem star land lease, să le oferim echipamente și așa mai departe, dar din nou nu vom controla template-urile pe care aceștia le folosesc. Pe partea de manpower avem 12,98 milioane non-core population în continuare. Drept urmare, nu am putut să folosim manpower-ul alocat acestora. Am vrut doar să arătăm acest lucru ca să lămurim și acest punct. Acum o să mai facem un reload din acel punct dinainte de a-i cuceri. Eram undeva pe aici, prin Iron Man mod. Avem foarte multe salvări. România islamistă anul 2001. Asta era o altă campanie care au început să l-au dat cu islamismul, dar am mai avansat foarte mult acolo. Anyway, s-a încărcat jocul. Și acum vom face, evident, din nou același pas, offensive line. De fapt, cred că vom trimite direct la Tirana aceste divizii. Și am capturat Albania și asta a fost tot. Evident, acum avem non-core population-ul 15,70 milioane. Am cucerit integral teritoriul și în urma pacii vom alege de această dată să anexăm toate teritoriile Albaniei. Take all states. Rezultatul este că avem 15,7 milioane non-core population. De aici tot insist eu pe ideea de a anexa teritoriile cu care începem, pentru că odată că România nu generează chiar atât de multă tensiune din transformarea în puppet a multora dintre aceste țări. În cazul de față, cred că dacă făceam puppet, generam tot 1,1% tensiune. Dar problema principală este acest non-core population pe care nu l-am avea dacă am face puppet toate țările din jurul României. De asta nu e un moment prielnic de a începe să faci marionete de la început cu România. Ar fi ceva destul de fain,
dar nu putem să facem o facțiune cu acestea, pentru că dacă am putea să facem o facțiune de la bun început, ar fi ceva grozav. Singura variantă, dacă am avea suficient political power, ceea ce nu prea avem ca islamism, dar poate ca altă formă de guvernământ, să influențăm pe politica altor țări și să le folosim pe acestea ca să ne vină în ajutor și să generăm prin intermediul lor suficientă tensiune în lume. Oricum e un scenariu destul de complicat, dar ar fi teoretic doable. Bun, asta am vrut să arăt. Ce mai vreau să zic pe partea de animations, apropo de puștile care apar indivizii, cred că e partea de animație, nu știu cât de mult este ajustată pe Millennium Dome. De exemplu, că mi-a atras atenția cineva apropo de puștile care le folosesc băieții ăștia. Ei bine, da, puștile acestora sunt par din al doilea război mondial. Nu știu cât de mult e ajustată partea de animație pe mod, dacă pot să ajustez treaba asta, o să mai mă uit. N-am urmărit-o până acum. Dar, mod sigur, ai echipament teoretic. Ok, puștile astea din 1955 și în anul 2000 ai aceste sigure, apoi ai Steyr-ul, G36. Astea sunt armele cu care luptam pe România monarhistă și anterior am avut acest HK G36. Am impresia că partea de animație nu e afectată, nu e actualizată pentru trupe, toate au, cred că, același echipament, dacă nu mă înșel. Deși acum când mă uit la ăștia, ei au puști un pic diferite de ale noastre, dacă nu mă înșel. Da. Ok, mersi pentru audiența, acesta a fost mini clipul cu privire la partea de pape. Deci concluzia este că facem puppet din țările care nu ne aduc beneficii nici din punct de vedere manpower și nici din punct de vedere resurse. Ca și excepție, la început de drum avem nevoie de tot manpower-ul care putem găsi cu România. Drept urmare, trebuie să colonizăm cât mai mult. În momentul în care ajungem la țări precum era Cambodgia, cred că un alt exemplu într-un clip anterior, evident Cambodgia nu prea ne interesează foarte mult, ei nici nu prea au mult manpower pe limited conscription la 109.000, resurse nu prea au aici în zonă. La fel, acea situație este pe Laos, nu prea au parte de resurse. Pe China, în schimb, evident avem destul de multe resurse și destul de multe fabrici, deci din punctul meu de vedere, nu este o variantă de ignorat ca și manpower. Ar fi mișto să ai în facțiune o superputere cum e China. Pe de altă parte, dacă este membra facțiunii, trebuie văzut, aici nu am momentan available, o chestie în care să, dacă am partaja aceleași tehnologii cu aceștia, teoretic ar putea să fie capabil să fie o forță. Bun, acesta a fost mini-episodul. Ne revedem cu episodul de pe România monarhistă, probabil, cel mai probabil va urma cucerirea Chinei, în care momentan arătăm destul de bine și ne-am poziționat foarte bine față de China. Deci vom avea un episod interesant cu cucerirea Chinei și, din păcate, va fi și cu anexarea acestea, pentru că nu există mari avantaje care simt că pot fi culese din transformarea ei în puppet, cel puțin momentan. Teoretic ar fi interesant, dar foarte probabil să prezinte mai multe avantaje, cel puțin ca și manpower, ca și resurse, ca și fabrici, dacă o transformăm dacă o anexăm integral. Bun, mersi pentru audiența, acesta a fost mini episodul, ne revedem curând, bye bye!